O să mai discutăm și de perioada petrecută la Dinamo, dar vreau să revenim puțin la Galați, pentru că sunteți poate mai bine ancorat acolo. Spuneam de lupta aceasta între Dinamo și Oțelul pentru promovare. Cum s-a resimțit faptul că Oțelul două meciuri a avut la îndemână pentru a obține promovarea? Care este senzația înainte de meciul lor? Important cu deci, mai ales că și fanii dinamoviști urmăresc îndeaproape ce se întâmplă. Nu știu ce să spun, pentru că eu sunt prins așa, ca într-o menghină, știi? Sunt și cu sufletul la Galați, pentru că acolo mi-am arătat anumite, știu eu, valențe pentru fotbalul ăsta și de acolo mi-am făcut cartea de vizită alături de colegii și prietenii mei care am promovat pentru prima dată Oțelul în divizia în 86, campionatul 85-86. Fără ei n-aș fi, chiar dacă am avut un an bun, dar fără ei, fără jocul lor, care și jocul lor a fost extraordinar, fără rezultatele din acel an, poate că nu săream în ochii celor din București, echipelor mari. Și le datorez foarte mult. Apoi, ca realizare totală, mulțumesc lui Dinam. Corect. Și mi-e greu să mă împart. Sigur că dinamoviștii ai mei acum o să mă înjure, dar asta e. Sunt om și am și eu E sentimente normal, este absolut normal. și sigur pentru ei ar fi trebuit să spun că numai Dinamo, dar n-am cum să reneg și originea mea și colegii mei și prietenii mei din Galați și toți gălățenii care m-au iubit foarte mult. Din păcate, acum ajungând la o vârstă, sunt foarte puțini care mai sunt în viață. Doar cei de vârsta mea și poate mai mici, cu 5-6 ani ca mine, care să-și mai aduc aminte de mine. Și cei mai în vârstă ca mine, dar sunt din ce în ce mai puțini. În rest, eu nu am, cum să spun eu, acum fie ce-o fi, cine-o promovează. Sigur că am aici în suflet ceva, eu cine aș vrea, dar nu pot să spun aici, că aș deranja una din părți. Am înțeles, foarte interesant. Mă așteptam că până la urmă, așa cum a spus, e vorba de N-am origine cum. și Și la originea, Oțelul și ați... la Galați, Galațiu m-a readus din nou la fotbal. Da, prin Galați ați ajuns din nou... Altfel, nu mai ajungeam eu nici să joc la Galați, nici să joc la Dinamo. Și să ajunge și... Pentru că Galațiu mi-a rezolvat în acea perioadă multe probleme la Galați și cu familia și cu... N-am cum să reneg niciodată.